Bună și bine ai venit la un nou episod din seria Joburi în IT. În acest video vom discuta despre rolul de backend developer, ce presupune acesta, ce tehnologii trebuie să cunoști dacă îți dorești acest post și care sunt activitățile pe care le ai într-o zi de muncă. Ce înseamnă să fii un backend developer? Atunci când vorbim de o aplicație web, liniile de cod ce stau la baza implementării ei pot rula pe partea de client, adică în browserul utilizatorului, sau pe partea de server, cu ajutorul computerelor companiei care creează aplicația. Un backend developer este așadar responsabil de pregătirea informațiilor ce vor fi trimise către interfață pentru a fi afișate. Este necesar să înțelegem conceptul de randare al conținutului unei aplicații web, fie că vorbim de randarea pe server sau de randarea pe client. Până nu demult, randarea pe server era unica modalitate de a afișa informația pe ecran. Aceasta presupunea că, după ce era făcut requestul către o anumită resursă, toată procesarea să aibă loc pe server. Informațiile erau preluate din baza de date și prelucrate, apoi era creată pagina HTML și trimisă înapoi către browser. Practic, browserul nu făcea altceva decât să afișeze un document HTML deja creat în backend. De când a crescut puterea de procesare a browserelor, randarea pe client a prins tot mai multă popularitate. Backend-ul rămâne astfel responsabil doar de aducerea datelor din baza de date și de prelucrarea acestora, pagina HTML fiind construită cu ajutorul JavaScript-ului în browser. Deci, backend-ul se ocupă, așa cum îi sugerează și numele, de partea care nu se vede, de ceea ce se declanșează în urma acțiunii unui client, web sau o altă aplicație, adică logica aplicației, procese, API-uri, crearea, integrarea și managementul bazei de date, integrări cu alte aplicații către care se pot livra sau de la care se pot prelua diverse informații și, în cazul aplicațiilor cu randare pe server, și de crearea documentului HTML ce urmează a fi afișat pe ecran. Ce tehnologii trebuie să cunoști? Există o întreagă suită de tehnologii de bază care te vor ajuta să dezvolți partea de backend a unei aplicații web. Limbaje specializate pentru dezvoltarea funcționalităților pe partea de server, precum Java, Python sau PHP, pentru manipularea bazei de date, MySQL, MongoDB și Oracle, iar Redis pentru cache, Tomcat, Nginx, ca și cunoștințe legate de server. Noțiuni de API legate de producerea și consumarea datelor prin servicii web de tip REST, SOAP sau GraphQL, HTML, CSS și JavaScript în cazul în care aplicația este randată pe server. De asemenea, reprezintă un avantaj dacă deții cunoștințe legate de framework-uri de backend ce te pot ajuta să scrii codul mai ușor, Spring pentru Java, Django pentru Python, Laravel pentru PHP, teste unitare pentru a oferi un plus de calitate prin depistarea și prevenirea din timp a unor bug-uri ce pot apărea, concepte legate de securitate pentru a proteja datele utilizatorilor care folosesc aplicația, tehnologii cloud pentru securitate îmbunătățită, scalabilitate, reducerea costurilor și ușurința de a face deployment, precum Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure Cloud, CI/CD Pipeline, care ajută la automatizarea procesului de deployment. CI este prescurtarea de la Continuous Integration, adică aducerea codului de pe branch-urile de lucru în branch-ul principal, unde vor rula în mod automat build-uri și teste. Iar CD se referă atât la Continuous Delivery, ce presupune livrarea automată a tuturor modificărilor într-un repository de test sau producție, după executarea build-ului cu succes, cât și la Continuous Deployment, adică deployment-ul codului în mediul de producție. Câteva exemple de tool-uri care ajută în acest sens sunt Jenkins, SteamCity, Docker și Kubernetes. Tool-uri de bază pentru dezvoltarea web, adică terminal, soft de versionare, de exemplu Git, IDE, precum IDEA, tool-uri pentru testarea API-urilor, cum ar fi Postman. Cunoștințe de Linux, deoarece majoritatea aplicațiilor web sunt deployate pe servere Linux. Abilitățile non-tehnice care te ajută la lucrul în echipă, adică soft skills, sunt și ele foarte importante pentru o bună desfășurare a activităților la locul de muncă. Comunicarea, motivația, empatia, a învăța din greșeli și a rămâne la curent cu noutățile din lumea tehnologiei sunt doar câteva exemple de astfel de skill-uri. Ce trebuie să faci la locul de muncă? La locul de muncă, un backend developer poate să se ocupe atât de dezvoltarea unor noi funcționalități cerute de către utilizatorii aplicației, cât și de rezolvarea defectelor apărute în urma testării. Pentru prima situație, să luăm ca exemplu funcționalitatea de efectuare a unei tranzacții de buy-sell într-o aplicație de FX Trading. Aceasta are atât o parte vizibilă, acționabilă din interfață, cât și o parte care nu se vede, ce preia request-ul trimis din frontend, prelucrează datele primite și apoi permanentizează noua tranzacție în baza de date.
Așadar, dezvoltatorii care implementează partea de backend se vor pune de acord cu cei care implementează frontend-ul asupra modului cum va arăta API-ul, ce date se vor trimite în request-ul dinspre interfață și ce răspuns se așteaptă a fi trimis înapoi către aceasta. De asemenea, backend developerii vor valida și manipula datele primite, astfel încât acestea să poată fi stocate în baza de date. În cazul în care există restricții asupra permisiunilor necesare pentru apelarea endpoint-ului, cum este și cazul de față, acesta trebuie securizat. Indiferent că tranzacția s-a salvat cu succes sau nu, clientul așteaptă un răspuns de la server pe care îl va afișa utilizatorului pe ecran în mod corespunzător. Pentru a doua situație, cea în care avem de rezolvat un defect, primul pas este găsirea bucății de cod greșite prin intermediul debugging-ului și al breakpoint-urilor care opresc execuția programului în puncte cheie alese de noi. Se investighează valorile curente ale variabilelor și se izolează astfel codul care nu este în regulă de restul aplicației. Aceste linii de cod sunt rescrise apoi astfel încât să repare problema. Un backend developer poate fi responsabil atât de implicarea în discuțiile și deciziile legate de arhitectura sistemului, de propunerea și implementarea unor soluții cât mai eficiente, cât și de analizarea și oferirea de feedback asupra codului scris de ceilalți colegi și de participarea în diverse ședințe, conferințe sau traininguri. Astfel, activitățile desfășurate în cursul unei zile pot să fie diferite față de cele din ziua următoare, acest post fiind așadar unul cu adevărat interesant. Cam asta este ceea ce am vrut să vă spun despre rolul de backend developer. Sper că v-ați făcut o idee despre acesta și dacă vi se potrivește sau nu. Așteptăm întrebările și părerile voastre în secțiunea de comentarii. Și nu uitați, dacă v-a plăcut, dați un like acestui video și abonați-vă la canalul nostru. Eu sunt Dana și vă mulțumesc că m-ați urmărit!